doar prieteni. Poate vă întrebați. Cum arată o haină, să zicem, de păpușă? Păi stați să vă arăt. Am adus două exemple. Așa și așa. Da? Se arată o păpușă îmbrăcată într-o rochie dintre astea. Ok, n-am folosit niciuna dintre rochile astea, dar vedeți, da? Așa. Și hai să vă arăt o altă păpușă. Uitați hainele ei. Astea. Cred că știți din ce sunt făcute. Și dacă vreți să vă arăt într-un video cum puteți faceți aceste haine, lăsați-mi în comentarii. Like, subscriber, mulțumesc de vizionare. Sper că v-a plăcut această demonstrație. Și sper să vă abonați în continuare să ajungem la 30. Mulțumesc de vizionare!